că voi continua mult mai bine. Mulțumim și mulțumim, Lenții! Succes în continuare! Lenții Moldovan, multiplu campion național! Cât de îndelungată mă interesează? Din 1968. De câte ori ați obținut titlul de campion? De 5 ori și titlul de maestru al sportului și am fost primul constructor de Formula Ester B8 din țară. Eu am proiectat-o, eu am construit-o în garajul propriu și cel mai bun rezultat în raliuri am avut raliul Dunării cu campionul mondial Walter Röhl. Am venit pe locul 5 la general, l-am bătut pe o probă specială la Cluj, la Răcătău. Spuneți-ne cum vi s-a părut acest raliu? Traseu minunat. Organizarea a lăsat de dorit. Mai mult? De ce? Da. Pentru că au fost locuri unde, în probe speciale, unde mulți dintre cei care priveau, adică dintre spectatori, ieșeau mai mult în unele curbe și ne incomodau, adică riscam și noi, riscau și ei. Astfel, cum vi s-a părut, ce proporție a avut acest raliu, după părerea dumneavoastră? La ce vă referiți? De participare. De participare, da. Participare maximă la ora actuală. Niciun raliu nu a fost încă în țară cu atâtea mașini și cu așa mașini valoroase, adică și cu așa piloți valoroși. Eu am fost deschizător de pârtii, am vrut să mă verific dacă pot să mai merg în viitor sau nu la vârsta pe care o am. Intenționat să mai mergeți? Da, anul ăsta da. Am mai mers la coastă, chiar anul ăsta și anul trecut am luat locul 2 la un slalom la Cluj, pe cartodrom, dar la raliuri n-am mers de 12 ani. Și acum voi merge anul ăsta și sper că o să le dau la mult de furcat. Ce ne puteți spune despre câștigătorul de astăzi? Titi Aur, nu se știe încă dacă el, numai mâine se va afla, dar este unul dintre cei mai buni piloți din țară. Atât? Păi, are o dăruire sau cum îl puteți caracteriza? În primul rând este, după mine, singurul, adică dintre cei mai talentați și cei mai cunoscători ai acestui sport. Este, aș zice, profesionist, cu atât mai mult cu cât a fost primul în țară care a avut cea mai puternică mașină. A alergat de la bun început, când a început, nu mai știu când, acum 6 ani, sau a fost sponsorizat de Ardaf și cursele de raliuri necesită bani mulți. Deci dacă nu ai un sponsor și nu ai o mașină, poți să fii campionul mondial și tot nu poți să câștigi. Mulțumesc să-mi dați numele dumneavoastră și titulatura. Laurențiu Moldovan, maestru al sportului, de 5 ori campion național la automobilism. Și ce să vă spun, o să mai auziți de mine. De unde veniți? De la Cluj. Sunt clujan și am vrut să arăt că și Tico este o mașină. Cineva îmi spunea când am cumpărat Tico, a zis, păi, de când a apărut Tico și Trabantul este mașină, dar este cea mai bună mașină care am condus-o în viața mea, de mic litraj, am condus foarte mult-o. Auto Bianchi, Mini Morris, Fiat 850 Sport Coupe, deci multe la clasa până la 1000. Aceasta are 787 de centimetri, este motor de serie, nu am făcut nimic la el și se înscrie în viraje mai bine decât formula pe care am construit-o. Spuneți-mi, sunteți veteranul acestui raliu? Da, sunt, nu vă spun câți ani am, că poate cineva mă place și o să, n-o să mă mai placă, am 67 de ani.